ce trăiesc. Bade ochii șorii tăi, bade ochii tăi, vezi ca frunza tăi, mamă casă și ai mei, toată viața să-i privesc, de drag să amețesc, să știu bade pentru ce trăiesc. Dragniți bade ochii tăi, cum frumos te uiți cu ei, și ai diri, 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 dira. Când vei soare să-mi verză și din nopți să am păstrez, și ai diri, 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 dira. Dragniți bade ochii tăi, cum frumos te uiți cu ei, și ai diri, 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 dira. Când vei soare să-mi verză și din nopți să am păstrez, și ai diri, 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 dira. Concurs de dans, da? Să primiți câte un CD de la mine. Pentru badea meu cel drag, când e tare drag, și n-am ce să fac, multi rap și multi trag, multi rap și multi trag, până-l văd în prag, până-l văd ajuns la mine în prag. Pentru badea meu cel drag, când e tare drag, și n-am ce să fac, multi rap și multi trag, multi rap și multi trag, până-l văd în prag, până-l văd ajuns la mine în prag. Dragniți bade ochii tăi, cum frumos te uiți cu ei, și-ai diri, 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 dira. Când vei soare să-mi verză și din nopți să am păstrez, și-ai diri, 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 dira. Dragniți bade ochii tăi, cum frumos te uiți cu ei, și-ai diri, 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 dira. Când vei soare să-mi verză și din nopți să am păstrez, și-ai diri, 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 dira. Că-i tot crescut tare frumos, bun și omenos, sunt și bade lumii din folos. Cinste din părinții tăi, verde-i frunza tăi, cum îți ochii tăi, când nu ești ca alți lăcăi. Tot crescut tare frumos, bun și omenos, sunt și bade lumii din folos. Dragniți bade ochii tăi, cât frumos te uiți cu ei, și-ai diri, 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 dira. Când îi soare să-mi verză și din nopți să am păstrez, și-ai diri, 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 dira. Dragniți bade ochii tăi, cât frumos te uiți cu ei, și-ai diri, 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 dira. Unde soare să-mi verză și din nopți să am păstrez, și-ai diri, 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 dira. Ursă doare a mea, ursă de măi! Păi și amândoi ne-am întâlnit. Haideți și la o bătută, da? Să vă dau o bătută, dar nu, de aia e moldovenească, bineînțeles. Pe mine ce m-am făcut? Ia uiți! Ia să vedem cum îi dau eu un CD, cel mai bun dansator, cea mai bună pereche. Hai, pe mine ce m-am făcut? Ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia, dar de mult i-o plăcut, dai de da, de da. Pe mine ce m-am făcut? Ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia, dar de mult i-o plăcut, dai de da, de da. Eu plăcut și băutura, i-auzi, 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 și la ciochi uietura, uite, uite așa. Eu plăcut și băutura, i-auzi, 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 și la ciochi uietura, uite, uite așa. Ui, tata meu în vremea lui, ui, tata meu în vremea lui, era fruntea jocului. Hei, șoca a dat până-o găsit, i-auzi, 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 fata așa cum eu plăcut. Șoc a dat până-o găsit, i-auzi, 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 fata așa cum mi-a plăcut, dai de da, de da. Frumoasă făr din părechi, i-auzi, 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 și la joc fruntea-ntre fete, uite, uite așa. Frumoasă făr din părechi, i-auzi, 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 și la joc fruntea-ntre fete, uite, uite așa. Ui, ia uitați-vă și voi! Ui, ia uitați-vă și voi, că doar să mânc pe amândoi! Am luat, i-auzi, 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 ce-o avut mai bun de dat, dai de da, de da. De la mama am luat, i-auzi, 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 ce-o avut mai bun de dat, dai de da, de da. Păi tata ne-o dat ochelui, i-auzi, 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 să-i și-o dragă bate lui, uite, uite așa. Tata ne-o dat ochelui, i-auzi, 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 să-i și-o dragă bate lui, uite, uite așa. Păi ne-o dat tata ochelui, păi ne-o dat tata ochelui, să-i și-o dragă bate lui.
acasă, i-auzi, 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 a dat și tata pe dracoasă, dai de da, de da. Mândră-i mama că-ți frumoasă, i-auzi, 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 a dat și tata că-ți dracoasă, dai de da, de da. De la mine să-ți fădeiesc, i-auzi, 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 a, dar eu știu când mă iubesc, uite, uite așa. De la mine să-ți fădeiesc, i-auzi, 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 a, dar eu știu când mă iubesc, uite, uite așa. Păi dacă nu sunt puțin drăcoasă, așa mănâncă câinii din draistă, nu-i așa? Așa mai îndrăsneață ca mine. Bun, dragii mei, mai puteți? Mai puteți, da? Hai să începem cu un dobaș frumos, așa, ca să ne mai răcorim puțin, da? Ia uitați câte frigărui acolo și bere rece. După aceea aș servi și eu, dar trebuie să mai conduc, să merg și în altă localitate. Hai să vedem cu dobașul. Copilași, batem de palme, da? Mai tare, nu vă aud. După dobaș, da? Și... hai, corban, că doresc de sărbătoarea dumneavoastră, sus fărmânțele și dumneavoastră! Zi de bașcă, așa-i la noi, s-o strâns ca un șuroi, pitul la câlă jucat, nu mai vezi un om în sat. Zi de bașcă, așa-i la noi, s-o strâns ca un șuroi, pitul la câlă jucat, nu mai vezi un om în sat. Eu n-aud ori tu nu bați, ori aici pe dracul cați, am goghinie din ulței, jocui fără capătrii. Eu n-aud ori tu nu bați, ori aici pe dracul cați, am goghinie din ulței, jocui fără capătrii. Mai tare, copilași! Păi noi de asta te-am chemat! Păi doi de asta te-am chemat, că ești cel mai bun din sat. Te-am plătit și te-am cinstit și văd că te-ai amințit. Mâini de joc și tu lua ca o la foc, batind-o-mă sănătos, cât e ți-i prins albățos. Ți-i dă bașca mâini de joc și tu lua ca o la foc, batind-o-mă sănătos, cât e ți-i prins albățos. Da, multe ai cam domnit, ori asară n-ai dormit, ai băut rachiu cât doi și am o bețăliț în zmoi. Da, multe ai cam domnit, ori asară n-ai dormit, ai băut rachiu cât doi și am o bețăliț în zmoi. Și te uiți în praștier, păi și te uiți în praștier, ori ești bator sfăriet, batind-o bă până-ți bași, cât din ai să vezi și tragi. Zăi de-o bașca, așa-i pe aici, strâng de 1-10-5, toți piciorii joc îți prinși, s-a ca fi cărbunici. Zăi de-o bașca, așa-i pe aici, strâng de 1-10-5, toți piciorii joc îți prinși, s-a ca fi cărbunici. Joacă lelea cu bărbat, joacă fetele din sat, ori-i vulpi, ori-i urs, după dobă sar în sus. Joacă lelea cu bărbat, joacă fetele din sat, ori-i vulpi, ori-i urs, după dobă sar în sus. Păi bat-o, bat-o mai cu foc, păi bat-o, bat-o mai cu foc, să nu-ți dăie jocul loc, că din nu ți-i jocul sus, să nu-ți zici că nu ți-am spus. La joc nu-i prenilos, farmă talpa și-o pinge și pământul din sub e. Bate, bate că eu foc și cu badea vreau să joc. Bate, bate ca pe aici, că nu-i joc de cochiniști. Bate, bate că eu foc și cu badea vreau să joc. Bate, bate ca pe aici, că nu-i joc de cochiniști. Păi zvârli doba de pământ, păi zvârli doba de pământ, cu aia și badea din rând și fugi eu din șamar. Păi din te ajungi mai șamar, că ai bătut doba prea rar. Bravo, dragii mei, și pentru că sunt fata din Vaslui, haide să auzim eu o sfată din Vaslui și fur inima oricui s-o fur și aici la dumneavoastră, la Gorban, în județul Iași, pentru că sunteți oameni minunați și aveți un primar destoinic, un primar gospodar și de fiecare dată când o să mă invite, voi veni cu mare drag. Hai să vedem, fetele, că voi știți melodia, da? Și...
sfată din vas lui, Nicosița schidi greu. Și toți oamenii mă știu, câți de joc și veselie, și tot omul sat mă știe, când la cap și când la noți, unde-s oamenii mulți. Ia-o sfată din vas lui, ce furi inima oricui, câți de joc și veselie, și tot omul sat mă știe, când la cap, când și la noți, unde-s oamenii mulți. Tu frunză verde, trigul tui, ia-o sfată din vas lui, Nicosița schidi greu, și tot oamenii mă știu. Bravo, dansatorii! Porcămie și numai flori, și petrec lângă fișori, fetele de sama mea m-ar mânca dacă-ar putea. Părui schic și ochii zverzi, de te uiți în ei pierzi, și la fete nu-ți pe plac, dar n-am ce să fac. Ia-o sfată din vas lui, ce furi inima oricui, părui schic și ochii zverzi, de te uiți în ei pierzi, și la fete nu-ți pe plac, dar n-am ce să fac. Și petrec lângă feșor, fetele de sama mea m-ar mânca dacă-ar putea. Frunză verde de pe flori, plină-i satul de fișori, și de fete satul-i plin. Dacă-s după mine vin, îs frumoasă cum vedeți, n-am ce fac și măi băieți, de vă mai uitați așa, rămas de ochi. Ia-o sfată din vas lui, ce furi inima oricui, îți frumoasă cum vedeți, n-am ce fac și măi băieți, de vă mai uitați așa, rămâi de ochi. Pe frunză verde de pe flori, plin-i satul de fișori, și de fete satul-i plin, dacă-s după mine vin. Asta-s eu și-așa mi-i drag, să le vin la toți de har, Dumnezeu ne-o dat noroc, când sunt joc. Mă petrec cu neamul meu și trăiesc așa cum vreau, când la nuț, când și la hram, nici o grijă n-am. Ia-o sfată din vas lui, ce furi inima oricui, mă petrec cu neamul meu și trăiesc așa cum vreau, când la nuț, când și la hram, nici o grijă n-am. Păi asta-s eu și-așa-mi-i drag, păi să le vin la tăți din har. Mulțumesc din suflet, dragii mei, să știți că alături de noi sunt și oficialitățile din județul Iași, oficialități care de fiecare dată îl sprijină pe domnul primar și în următoarele minute vor intra și dumnealor pe scenă. Până atunci eu o să închei cu o bătută frumoasă, pentru că eu vin din muntenii de sus, de lângă Vaslui, joacă muntenarii mei. De această dată veți juca dumneavoastră. Vă prețuiesc și vă iubesc! Și moșnești, tăi derdara, derdara, și niciunul nu-ți betește, tăi derdara, derdara. Joacă babi și moșnești, tăi derdara, derdara, și niciunul nu-ți betește, tăi derdara, derdara. Îți scălesc ca și-ar un foc, și la lucru și la joc, că stimeam de oameni iot și pe lume de drăguț. Joacă moșugă făind, tăi derdara, derdara, și babuța chiuind, tăi derdara, derdara. Joacă moșugă făind, dai derdara, derdara, și-o bambuța chiuind, dai derdara, derdara. Moșo strângă, baba joacă, dai derdara, derdara, toată lumea să petreacă, dai derdara, derdara. Moșo strângă, baba joacă, dai derdara, derdara, toată lumea să petreacă, dai derdara, derdara. Ui, sări sus picior din babă, că doar nu-i rămân nici toată, joacă, joacă cât mai poți, că doar tu-n îngropități. Dai derdara, derdara, și piciorul încremenit, dai derdara, derdara. Toate fetele au fugit, dai derdara, derdara, și piciorul încremenit, dai derdara, derdara. Așa baba, așa moșneagă, dai derdara, derdara, eu din neamul lor mă trag, dai derdara, derdara. Așa baba, așa moșneagă, dai derdara, derdara, eu din neamul lor mă trag, dai derdara, derdara.
și pământul s-o prăpadă, dai derdara, derida. Cu ajunsul s-o radicadă, dai derdara, derida. Și pământul s-o prăpadă, dai derdara, derida. Ui, s-o mă prind din joc și eu. Păi da, nu vreau să-mi pară rău. Păi din mai prind și-ai jucat, n-are cine le cânta. Și păcate s-o răprind, noi avea și povesti. Mulțumesc din suflet, dragii mei, vă doresc în continuare petrecere frumoasă și invit alături de mine pe domnul primar Dănuț Rotaru, v-am spus, un om pe cinste, un om gospodar, un om pentru comunitatea dumnealui, îi mulțumesc pentru ceea ce este și să vă dea bunul Dumnezeu multă sănătate, putere de muncă și să ne mai invitați și la anul. Mulțumesc, Nadea, deși au trecut 2 ani, ai fost lipsă a 7-a ediție, înseamnă că ai deja 5 ani de când ești la Gorban. Mulțumim! Bună ziua! Ca de obicei îmi fac datoria și în fiecare an la a 7-a ediție anul ăsta am invitat din nou oficialii județului nostru din toate sferele politice și de la toate instituțiile care aparțin de comuna noastră, Gorban. Îmi face plăcerea să vă prezint din nou în mijlocul nostru pe domnul prefect, pe domnul președinte a Consiliului Județean, domnul vicepreședinte a Consiliului Județean, domnul Teanu, doi vicepreședinți, pe domnii primari de la Grozești, că e primul de aici, de la Răducăneni, de la Cosmești și nu știu dacă mai este cu unul, dacă o să vină, o să fie predau. Vă mulțumim că sunteți lângă noi la această sărbătoare. O dată pe an ne distrăm, ne simțim bine. Problemele au fost, mai vin, mai pleacă. Noi rămânem aceeași o sărbătoare. Exact cum copilașii cei de aici o să o țin în minte și noi ținem sărbătoarele de când eram copii minte. Toți o să țin în minte sărbătoarele de acum. Predau microfonul primului, domnul președinte a Consiliului Județean, domnul Angel Popa. Domnule prefect, domnule primar, domnule consilier local, cetățeni ai comunei Gorban sau gorbăreni, așa cum îi spun eu soției mele, o gorbăneancă de aici, eu vă rămân dator cu emoții de fiecare dată, urc pe scenă, soția mea este de aici din Gorba și vă mulțumesc. Avem 35 de ani de când suntem împreună și așa cum domnul primar a dezvoltat și a făcut comuna și noi împreună ne-am înțeles și ne-am dezvoltat un principiu, o familie și vă mulțumesc. De fiecare dată când venim la dumneavoastră, vorbeam cu domnul primar, prima dată când a organizat ramul, sărbătoarea comunei, sărbătoarea dumneavoastră, era acolo peșesc într-o remorcă. Acum, în fiecare an, deja sunt mai multe plăcinte, cuptorul funcționează, domnul primar, acum văd și parcul de joacă. Înțeleg că mâine aveți și la Potoagiul, unde eu țin foarte mult și o să vin și la Potoagiului. Vă felicit și eu vreau să vă felicit și să vă mulțumesc, stimați gorbăneni, că aveți un primar destoinic, un primar care săptămânal este la mine la ușă și împreună realizăm proiecte frumoase. Nu este ușor, nu este greu, cum spunea domnul primar, dar trebuie cu o tenacitate deosebită să muncem împreună. Împreună cu domnul primar care de fiecare dată, bineînțeles, prin din Gorban, are prioritate maximă, că altfel mă ceartă soacra mea acasă și n-am ce să fac. Are ușa deschisă și mulțumesc tare mult. Și totodată este și un prieten, și cu el mă sfătuiesc la multe alte proiecte pentru comunități. Eu vă mulțumesc foarte mult și sperăm să avem și alte surprize pentru dezvoltarea comunei pentru dumneavoastră. Dar la 7-a ediție și datorită faptului că în acest an s-au plinit 160 ani de când Alexandru Ioan Cuza a plecat din Iași, avem România modernă și am putea spune că după înscăunarea domnului primar, comuna a început să se dezvolte. E o comună europeană, o comună modernă, cu modernizarea școlilor, asfalt, ceea ce nu era înainte. Aici în comună și de fiecare dată se străduiește și e o comună, am putea spune, care multe ar trebui să se înfrânțeze de aici, să ia ca exemplu. Noi, Consiliul Județean,
am emis o medalie de argint în onoarea lui Alexandru Ioan Cuza și o dăm numai la cei primari care au rezultate deosebite, iar domnul primar Rotaru se numără printre ei. Vă felicit, domnule primar, la mulți ani, gorbăneni, distracție plăcută, să ne dea Dumnezeu împreună să realizăm și alte proiecte frumoase. Felicitări! Mulțumesc, domnul președinte, sper să apuc și cea de aur. Cu siguranță, dar trebuie muncit mai mult. Da, ne străduim. Ce am omis la cuvântul anterior, avem între noi, ca de obicei, primarul la comuna Zberoaia, satul Zberoaia de peste Prut. Vă rugăm, domnul primar, un oaspete de seamă la noi în comună. Predau telefonul domnului prefect. Mulțumesc. Bună ziua tuturor, domnule președinte a Consiliului Județean, domnule vicepreședinte, domnule primar, Rotaru, domnilor primari, stimați invitați, bună ziua. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația adresată de a participa la acest eveniment deosebit. Este o bucurie și o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră, cel puțin pentru mine, pentru al patrulea an consecutiv. Deci este a șaptea ediție a Zilelor Comunei Gorban și vreau să mă invitați și la ediția cu numărul 50, cel puțin. Vreau totodată să felicit pe domnul primar Dănuț Rotaru și întreg Consiliul Local pentru că au găsit din nou resursele materiale și financiare să organizeze această sărbătoare. Nu este ușor, dar cu strădanie se poate obține orice. Vreau să vă mai spun faptul că Iașul este de săptămâna trecută oficial, statistic, este primul județ al României după numărul de populație, deci după capitala București, Iașul este primul județ al României după numărul de populație. Trebuie să fim mândri de acest lucru, trebuie să fiți mândri că sunteți locuitori ai comunei Gorban, care face parte din Iași. Iași, care să nu uităm, este capitala Moldovei, capitală istorică, capitală a României a fost, să ne amintim, 1916-1918, Iașul a fost capitală de război a României timp de 2 ani și din aceste motive trebuie să fim cu toții mândri. Vreau să, așa cum spuneam și cum spunea și domnul președinte al Consiliului Județean, vreau să-i mulțumesc și eu domnului primar Rotaru, fiindcă este un primar harnic, spunea și doamna prezentatoare, un primar destoinic, care se zbate pentru proiectele comunității. Doar pe proiectele PNDL 1 și PNDL 2 știu că s-au făcut drumuri. S-a făcut școala din Bohotin, s-a făcut pe PNDL 2 grădinița din Gura Bohotin, sau dispensarul medical și sunt alte și alte proiecte în implementare. Domnul primar atrage fondurile europene și guvernamentale, astfel încât Gorban a devenit, așa cum spuneam și anul trecut, Gorban a devenit cu adevărat o comună europeană, o comună occidentală. În încheiere, fiindcă este o sărbătoare a dumneavoastră, vă urez și eu la mulți ani, distracție plăcută, sănătate și tot ce vă doriți să vă împliniți dorințele. Spuneam adeneori de faptul că anul trecut această sărbătoare a fost sub auspiciile României Centenar, România 100, 100 de ani de la nașterea României. Anul acesta, această sărbătoare a dumneavoastră este sub auspiciile președinției României la Consiliul Uniunii Europene. E un lucru măreț pe care nu trebuie să-l uităm, faptul că România în aceste momente deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Și în semn de apreciere pentru domnul primar, dați-mi voie să-i acord distinția de excelență a instituției prefectului. Mult succes, domnule primar, felicitări, la mulți ani, Gorban! Mulțumesc, domnul prefect! Este o surpriză și o onoare să primesc asemenea medale. Predau microfonul în continuare vecinilor noștri primari, vecinilor de comun de comuna Gorban, domnul primar la Rozești, un boboc, eu îl consider, să spună câteva cuvinte.
Bună ziua, dragi gorbăneni! Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Bună ziua, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, colegii primari din zonă. Noi suntem o familie și nu cred că nu putem participa cu toții la asemenea evenimente frumoase. Vin cu mare drag la domnul Dănunț. Este și eu sunt un boboc, dumnealui este un tutore al meu, pentru că am pășit mai timid așa pe planurile administrației și politice pe aici, pe cole, și am ce învăța de la dânsul foarte multe. Dar asta este mai puțin important. Important este pentru dumneavoastră să fiți alături de primarul dumneavoastră, pentru care vă reprezintă foarte frumos, pentru care luptă și se vede clar că are motivația să lupte pentru dumneavoastră, că sunteți adunați în număr destul de mare la ziua comunii. Din partea comunității pe care o reprezint, eu nu vă doresc decât multă sănătate, bucurie și să păstrăm relația de bună vecinătate, așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu. Domnului primar îi doresc succes și multă putere de muncă. Și dumneavoastră să fiți sănătoși. Vă mulțumim! Da, domnul primar Blara Ducăneni. Bună ziua! Sunt mândru să particip în fiecare an la sărbătoarea Comunei Răducăneniu. Gorban, scuzați, sunt învățat cu Răducăneniu. De fiecare dată vin cu mare plăcere la această sărbătoare. Cum vă spuneam acum câțiva ani, că vin cu drag aici la dumneavoastră, fiindcă aveți un primar destul de voluminos ca fizic, voluminos intelectual și voluminos la tot ceea ce a făcut. Spuneam că el a fost mentorul meu și va rămâne mentorul meu, astfel încât am învățat de la el ceva și tot timpul mă consult cu dumnealui în tot ce înseamnă administrație publică locală. Colaborăm foarte bine, cu cetățenii ne înțelegem foarte bine. În fiecare duminică cu corbănenii ne întâlnim prin piața Răducăneni, prin centrul comunei Răducăneni, și între Răducăneni și Gorban există o relație de comuniune. La mulți ani, Gorban, mulțumesc pentru tot ce faceți dumneavoastră pentru comuna dumneavoastră. Domnul primar Rotaru, îi dorim multă sănătate, putere de muncă și să-l țineți aproape. La mulți ani! Da, domnul primar, la Cosmești avem poate numai boboci. Bună ziua, gorbăneni, bună ziua, domnule primar, bună ziua, domnul președinte Consiliul Județean, domnul prefect, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Așa cum au spus colegii mei, sunt mândru că m-a invitat domnul primar la zilele comune și eu sunt la primul mandat. Am avut multe de învățat de la el, a dezvoltat comuna, a lucrat foarte bine. Când avem nevoie, ne sfătuim împreună. Am constituit un gal împreună cu Moșna, Cozmești, Gorban și Grozești. Avem proiecte mărețe și noi cozmeștenii suntem în plină dezvoltare, avem multe proiecte. Domnii de la Consiliul Județean, de la prefectură, ne ajută, ne îndrumă și suntem mândri că avem în fruntea județului oameni de seamă. Vă mulțumesc, vă zic mulți ani și multă sănătate, țările comune să fie cu pe deplin fericite. Mulțumesc! Da, acum, nu ultimul, dar primul care a venit la această sărbătoare este primar din satul Zberoaia. Dar nu Zberoaia asta, ci Zberoaia de peste Prut, care odată era aceea Zberoaie. Poftim, domnul. Mulțumesc. Bună ziua, Gorban. Domnul primar a fost oleacă timid. Putea să spună că și eu sunt un boboc, fiindcă și eu la primul mandat și mă stăresc să învăț eu câte ceva. Eu am onoarea să vă transmit salutări de la cei 1600 de zberoieni care se află în fața dumneavoastră, aici peste Prut, care acum sunt alături de dumneavoastră cu inima și cu sufletul și care urmăresc pe internet și așteaptă cu nerăbdare focul de artificii care se vede și de la noi. Eu de fiecare dată când vin la dumneavoastră în comună,
fac așa câte o tură prin satele comunii și de fiecare dată văd schimbări mari, schimbări spre bine, se schimbă aspectul localității, devine satele devin mai atrăgătoare. Dar mă bucur că oamenii totuși rămân aceiași. Sunteți aceiași oameni harnici, cuminți, răbdători, înțelegători și știți nu numai să munciți, dar și să vă veseliți. Și îmi pare foarte bine că domnul primar de fiecare dată mă invită și cred că nu ați greșit că ați oferit al doilea mandat și nu o să greșiți dacă să oferiți și al treilea și al cincilea și al șaptelea, fiindcă este un om cu verticalitate, un funcționar care știe să gestioneze fondurile publice, știe să atragă investiții europene și chiar împreună am încercat să realizăm câte ceva. Am avut și parteneriat la nivel de instituții școlare și schimburi de activități artistice. Chiar am încercat să accesăm niște fonduri pentru reabilitarea conacului nostru din localitate și pentru modernizarea căminului cultural. Adică, în fine, ne-am stăruit să facem niște activități care ne-ar apropia cât mai mult, fiindcă suntem un popor cu aceleași rădăcini și cu aceleași tradiții. În final, eu aș vrea să vă doresc pace, fiindcă în urma ultimelor evenimente din Republica Moldova am înțeles că eram în prag din război civil și am dat seama că cel mai sacru pentru noi este pacea și sănătatea. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră, să aveți o viață fericită și plină de belșug. Și petrecere în continuare. Mulțumim, domn primar! Mulțumim, domnule primar, mulțumim, domnule prefect, mulțumim, domnule președinte Constituțian, care s-a ținut aproape de Comuna Gorban și în special de primarul Comunei Gorban. Vă rog foarte mult! Da, Dumnezeu să ne ajute! Dumneavoastră vă doresc o sărbătoare încheiată cu succes, undeva pe 11 noaptea, la focul de artificii. O să fie o sărbătoare frumoasă, cântăreți de valoare. Vă invităm și mâine la satul Podajului. Alți cântăreți, altă sărbătoare, tot a Comunei Gorban, toți suntem gorbăneni, că suntem zberoaia. Zberoaia, Gurabotil, Scopoțeni, Podajului și Gorbanul, suntem gorbăneni, toți. Așa îmi place să spun. Sărbătoarele trebuie să le ținem, că suntem o familie. Dumnezeu să ne ajute de stacție, făcută. Mulțumim, domnule primar. Într-adevăr, o familie. De o familie este nevoie pentru a se realiza lucruri în comuna dumneavoastră. Familia formată din domnul primar și colaboratorii dumnealui, dar și familia comunitară, adică dumneavoastră. Schimbăm puțin ritmul după cele două interprete de muzică populară și mergem în zona etno. Am onoarea să prezint o trupă de muzică etno din Buzău, înființată acum 8 ani. Dragii mei, Andreea și Irina formează trupa Cronos. Cu astfel de prezentare, tot să vin să cânți. Doamnelor și domnilor, dați-ne voie să vă spunem bună ziua și bine v-am găsit. Ne bucurăm din suflet că, iată, într-o zi atât de frumoasă și de minunată, am ajuns și noi aici în mijlocul dumneavoastră. Bineînțeles că îți spunem mii de felicitări și mulțumiri domnului primar și tuturor celor care s-au ocupat de organizarea acestei sărbători minunate. Așadar, așa cum ați auzit mai devreme și am văzut aici că ați dansat, ați jucat cu toată dragostea, o să începem programul cu o melodic frumoasă de suflet, în care sunt sigură că toți dintre dumneavoastră vă veți regăsi în următoarele cuvinte. După care mergem la horă și la sârmă. Stai să schimbăm scula. Instrumentul. Hai. Gata, merge. Merge, maestre. Hai să vedem ce spune melodia asta frumoasă pentru toate mamele prezente și pentru toți copiii din lume. Mi-a dat viața, mi-a dat zi.
iar pe mâna ta. La o horă mare și frumoasă, nu doar de aia petrecere aici la dumneavoastră. Eu zic zile mult pe care
Florii. Dragilor, se mai aude așa când ne-o sune ciudat, e de la curent. Nu știu cine îl fură, cred că ori fur furi curentul, zi drept. Și tocmai ce vorbisem de curent în mașină, dacă ți-aduce aminte. Se spune că cineva a păcătuit, auzi, hai lasă păcătuiala. Nu știu. Nu te mai gândi la păcate. Păcat. Am înțeles, păi păcate, ce mai contează. Domnilor, doamnelor, o sârbă de la noi de la Buzău, știți să o jucați? Da, hai să vedem ce spune. Dă-i bătă, maestre! Acu. Să vă vedem. Așa. Sus, piciorul mă. Șă. Am venit să vă cântăm, cu drag să ne bucurăm. Păi să stăm pe loc, haideți cu toții la joc. Am venit să vă cântăm, cu drag să ne bucurăm. Că nu-i păi să stăm pe loc, haideți cu toții la joc. Că suntem nemuritoare și vă ținem în picioare, măi. Că așa e la sărbătoare, hai cu sârba n-o lăsa, până zi-mă tot așa. Că e frumoasă viața, nu mai sta să te gândești, hai de sârba să o vorbești. Că doar o viață trăiești. Așa. Haideți fuga la jucat și să chiuim cu toții și bătrânii și nepoții. Dacă toți ne-am adunat, haideți fuga la jucat și să chiuim cu toții și bătrânii și nepoții. Că suntem nemuritoare și vă ținem în picioare, măi. Așa e la sărbătoare, hai cu sârba n-o lăsa, până zi-mă tot așa. Că e frumoasă viața, nu mai sta să te gândești, hai de sârbă să o vorbești, că doar o viață trăiești. Și și iubește, petrece și chefuiește. Trece mai ușor prin toate și de grijile la spate. Cine joacă și iubește, petrece și chefuiește. Trece mai ușor prin toate și de grijile la spate. Că suntem nemuritoare și vă ținem în picioare, măi. Așa e la sărbătoare, hai cu sârba n-o lăsa, până zi-mă tot așa. Că e frumoasă viața, nu mai sta să te gândești, hai de sârba să-mi vârtești, că doar o viață trăiești. Hai cu sârba n-o lăsa, până zi-mă tot așa, că e frumoasă viața, nu mai sta să te gândești, hai de sârba să-mi vârtești, că doar o viață trăiești. Știi cum zice cu finalul? Maestra ea pregătește acolo, hop, hop, hai la joc. Din opiciile dumneavoastră să iasă foc. Să iasă praf, să iasă ce-o ieși. Roma, să iasă, mă! Ia uite! Hai de așa, ia lăsă, mă! Ha! Bine, bine! Să verde, verde, pioarea. Uite omule
Ai o casă bună și copii frumoși, alergă pentru ei să-i faci bucuroși. Că mâine, poi mâine vor uita de joacă, dar ne e cazul, ea așteaptă. Nu te mai gândi la toate și mai pune-le la spate. Ia paharul, chefuiește, of, și prietenii cinstește. Aici un domn în față care, de când am început să cântăm, ne privește așa și ne zâmbește, nu? Vă place? Ce vă mai place, domnul? Ia, dar când erați așa mai tânăr, cum era treaba? Totul minunat. Era așa. Când erai tânăr, ficior, era. Erai fana munților. Erai sau nu erai, zi drept? Toți de vârsta erai, lui, era. Toți de vârsta lui erau feciori la respectiva a recunoscut. Vârstă, bineînțeles. Bun, hai să mergem mai departe cu o sârbă mare și frumoasă, ca să încingem așa atmosfera. Dă-i bătai, maestre! Vine fetele! Frunzuliță, trei migdale, omul câte zile are, le trăiește fără să știe că s-o mare bogăție. Frunzuliță, trei migdale, omul câte zile are, le trăiește fără să știe că s-o mare bogăție. Hai să le ducem cu drag, zilele nu sunt în sat, să ne petrecem mai frate, apoi le-o face pe toate. Hai să le ducem cu drag, zilele nu sunt în sat, să ne petrecem mai frate, apoi le-o face pe toate. Trăiește-ți, trăiești și mâine, cât vrea Dumnezeu ne ține. Treci prin viață cu folos, așa vei avea un rost. Trăiește-ți, trăiești și mâine, cât vrea Dumnezeu te ține. Treci prin viață cu folos, așa vei avea un rost. Toți gândesc la bani și avere, uită clipa de plăcere. Astăzi lumea s-a schimbat, nu mai are odihnă-n pat. Toți gândesc la bani și avere, uită clipa de plăcere. Hai să le ducem cu drag, zilele nu sunt în sat, să ne petrecem mai frate, apoi le-o face pe toate. Hai să le ducem cu drag, zilele nu sunt în sat, să ne petrecem mai frate, apoi le-o face pe toate. Trăiește-ți, trăiești și mâine, cât vrea Dumnezeu de ține. Treci prin viață cu folos, așa vei avea un rost. Trăiește-ți, trăiești și mâine, cât vrea Dumnezeu de ține. Treci prin viață cu folos, așa vei avea un rost. Am știut cum să mă par, jumătate am muncit și jumătate am chefuit. Cât în viață am colindat, am știut cum să mă par, jumătate am muncit și jumătate am chefuit.
jumatea închefuit. Hai să le ducem cu drag, zilele nu sunt în sat. Să ne petrecem mai frate, apoi le-o face pe toate. Hai să le ducem cu drag, zilele nu sunt în sat. Să ne petrecem mai frate, apoi le-o face pe toate. Trăiești, trăiești și mâine, cât vrea Dumnezeu te ține. Treci prin viață cu folos, așa vei avea un rost. Trăiești, trăiești și mâine, cât vrea Dumnezeu te ține. Treci prin viață cu folos, așa vei avea un rost. Hei! Mulțumim! Mulțumim din suflet!